Mergem astăzi mai departe cu studiul făcut în Cartea Faptele Apostolilor. Cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns la capitolul 11, care continuă descrierea felului în care creștinismul s-a răspândit de la primii credincioși evrei spre celelalte națiuni din Imperiul Roman, numite în Scriptură neamuri. Am intitulat această parte a studiului Creștini nimic mai mult, pentru că în acest capitol se înregistrează prima și unica denumire dată în Noul Testament ucenicilor Domnului Isus, și anume cea de creștini. Așa cum vom vedea, acesta este unul dintre lucrurile definitorii ale Bisericii Primare, faptul că, deși au apărut adunări creștine în multe orașe din diferitele provincii romane, totuși nu existau grupuri distincte care să mai adauge și alte denumiri specifice după cea de creștin, așa cum, din păcate, se întâmplă în zilele noastre. De asemenea, tot în acest capitol este arătat felul în care își începe lucrarea publică între neamuri apostolul Pavel, cel care, așa cum ne amintim, rămăsese în orașul său natal, Tars, după vizita făcută la Ierusalim pentru a-i cunoaște pe ceilalți apostoli. Așadar, începem studiul acestui capitol cu discuția pe care Petru o are cu unii dintre credincioșii evrei din Ierusalim la întoarcerea sa din Cezarea, unde se convertise sutașul Corneliu, familia și prietenii săi cei mai apropiați, toți de naționalitate romană. Citim deci mai întâi de la versetul 1 până la 18 pentru a vedea un exemplu despre felul în care se rezolvau diferențele de opinie în biserica primară. Apostolii și frații care erau în Iudeia au auzit că și neamurile au primit cuvântul lui Dumnezeu. Și când s-a suit Petru la Ierusalim, îl mustrau cei tăiați împrejur și ziceau: ai intrat în casă la niște oameni netăiați împrejur și ai mâncat cu ei. Mă opresc aici pentru a vedea felul acesta foarte ciudat și nepotrivit în care îl abordează cei din Ierusalim pe apostolul Petru. În loc de a se bucura că lucrarea lui Dumnezeu a început să intre și în mijlocul neamurilor, în speță între romani, ei l-au tras la răspundere pe Petru, ba chiar au avut îndrăzneala să îl mustre și să-i ceară socoteală de ceea ce făcuse. Bineînțeles că, în primul rând, se naște întrebarea cine credeau ei că sunt, deci permiteau să-l mustre pe cel care le vestise primul Evanghelia în ziua cincizecimii, apoi fusese confirmat prin semne și minuni extraordinare, iar în cele din urmă ajunsese să fie chiar și bătut la ordinul preoților din Ierusalim. Este clar că mândria lor națională nu-i părăsise nici măcar după ce se întorseseră la Domnul, așa că încă se mai considerau cei mai importanți oameni de pe fața pământului, doar pentru simplul fapt că făceau parte din poporul ales. Din păcate, faptul că în timpul Vechiului Testament Dumnezeu și-a pus deoparte un popor pentru sine, în loc de a-i duce pe evrei la mai multă responsabilitate înaintea lui, i-a condus la o teribilă mândrie spirituală. Oare nu se întâmplă așa și astăzi, în mijlocul multora dintre creștini, care, din păcate, se socotesc nespus de aleși, fără însă a trăi la înălțimea chemării cerești care le-a fost făcută? Se pare că n-am învățat încă acest lucru din istoria lui Israel, care a făcut din alegerea lor de către Dumnezeu un prilej de a se considera superior celorlalți și, prin urmare, de a-i trata de sus. Faptul că Dumnezeu ne-a cunoscut mai dinainte și ne-a chemat la mântuire ar trebui, din contră, să ne smerească, să ne facă să ne umilim înaintea Lui, nu să crească în noi acest sentiment al mândriei care să ne facă să ne simțim superiori. Din fericire, apostolul Petru calcă pe urmele lui Moise, cel despre care a rămas scris că era cel mai blând dintre toți oamenii. Prin urmare, el nu intră la ceartă cu acești evrei care și-au permis să-l mustre, ci începe să le explice detaliat și cu răbdare ceea ce îi se întâmplase la Iope și în Cezarea. Așa cum este scris de la versetul 4, Petru a început să le spună pe rând cele întâmplate. El a zis: eram în cetatea Iope și pe când mă rugam, am căzut într-o răpire sufletească și am avut o vedenie. Un vas ca o față de masă mare, legată cu cele patru colțuri, se cobora din cer și a venit până la mine. Când m-am uitat în ea, am văzut dobitoacele cu patru picioare de pe pământ, fiarele, târâtoarele și păsările cerului.
și am auzit un glas care mi-a zis: Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Dar eu am răspuns: nici de cum, Doamne, căci nimic spurcat sau necurat n-a intrat vreodată în gura mea. Și glasul mi-a zis a doua oară din cer: ce a curățat Dumnezeu să nu numești spurcat. Lucrul acesta s-a făcut de 3 ori, apoi toate au fost ridicate iarăși în cer. Și iată că îndată 3 oameni trimiși din Cezarea la mine au stat la poarta casei în care eram. Duhul mi-a spus să plec cu ei fără să fac vreo deosebire. Acești 6 frați m-au însoțit și ei și am intrat în casa omului. El ne-a istorisit cum a văzut în casa lui pe înger, stând înaintea lui și zicându-i: trimite la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru, care îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și toată casa ta. Și cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei ca și peste noi la început. Și mi-am adus aminte de vorba Domnului, cum a zis: Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, care am crezut în Domnul Iisus Hristos, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? Așadar, Apostolul Petru le face un rezumat al faptelor sale și pune totul pe seama Duhului Sfânt, care îi vorbise să se ducă la Cezarea, iar apoi se coborâse peste romanii din casa lui Corneliu, în împlinirea cuvintelor Domnului Iisus, care a spus că El îi va boteza cu Duhul Sfânt pe cei care vor crede. În mod sigur, cea mai bună apărare este întotdeauna prezentarea faptelor așa cum au avut ele loc. Uneori însă nici aceasta nu funcționează, atunci când este vorba de oameni de ceartă care te pot acuza de lucruri nefondate. Aceștia trebuie lăsați în pace, fiindcă batjocoritorii nu pot fi convinși de adevăr până nu ajung mai întâi la o pocăință adevărată. Totuși, aici nu era vorba de astfel de oameni batjocoritori, ci păcatul lor era mândria națională, la care se mai adăuga și tradiția religioasă specifică evreilor, de care ei încă mai erau legați, așa cum vom vedea și în alte ocazii, cum este cea în care Pavel trebuie să-l pună pe Timotei să fie tăiat împrejur de gura lor, măcar că nu era nevoie după cerințele Noului Testament. Și aici este de făcut o oprire pentru a vorbi puțin despre acest fel de tradiție religioasă pe care fiecare om născut într-o religie o are și la care trebuie să renunțe total în momentul întoarcerii la Dumnezeu. Dragii mei, înaintea lui Dumnezeu, nicio tradiție religioasă n-are absolut niciun fel de valoare, indiferent de ce fel ar fi ea. Ceea ce contează pentru el este schimbarea care se produce în inimă, cea care va duce către o închinare adevărată, în duh și în adevăr, nu conformându-se vreunui obicei sau ritual cunoscut mai dinainte. Domnul Iisus n-a venit pe acest pământ ca să instituie un nou set de legi și de ritualuri omenești pe care oamenii să le facă într-un loc pe care îl numesc ei casa lui Dumnezeu, ci să ne facă pe noi înșine să fim pietre vii în templul său duhovnicesc, oameni liberi de orice tradiție religioasă, ca să ne putem închina lui așa cum ne călăuzește Duhul Sfânt. De aceea, oricine rămâne tributar unei tradiții specifice, aparținând vreunui anumit grup religios, nu face decât să provoace diviziune în trupul lui Hristos. Iar aceasta este ceea ce vedem astăzi întâmplându-se, când vorbim despre o mulțime de denominații creștine, fiecare avându-și propria tradiție și propriile obiceiuri, la care, dacă nu te conformezi, ești declarat numai puțin decât eretic. Întrebarea care se pune este: atunci unde mai este Scriptura, ce rol mai are ea în viața creștină, din moment ce se acordă o așa de mare importanță lucrurilor care formează o anumită tradiție religioasă? Din păcate, așa au stat lucrurile încă de la început, iar textul pe care l-am citit a fost lăsat din adins să fie scris de către Duhul Sfânt pentru a vedea că nicio tradiție nu poate fi acceptată înaintea lui Dumnezeu, nici măcar cea evreiască pe care ei o considerau drept singura biblică în acea vreme. Ce trist este felul în care se încheie acest pasaj, chiar dacă arată rezolvarea conflictului apărut între creștinii din Ierusalim. După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis: Dumnezeu a dat deci și neamurilor pocăință
ca să aibă viața. Să ajungi să-i potolești pe frați. Observați cuvântul, ei s-au potolit. În primul rând că acest conflict n-ar fi trebuit să apară deloc și n-ar fi apărut dacă ei n-ar mai fi fost tributari tradițiilor religioase de care nu reușeau să se desprindă. În al doilea rând, această potolire a lor n-a ținut prea mult timp pentru că vom vedea cum în capitolul 15 tot ei sunt cei care cer ca noii convertiți dintre neamuri să fie tăiați împrejur și să li se impună legea lui Moise, legea Vechiului Testament. Mai târziu, tot acești creștini, neizbăviți de tradiționalismul lor, ajung să-l certe și pe apostolul Pavel, punându-l să se conformeze ritualului de curățire de la templu împreună cu însoțitorii săi, așa cum este scris în capitolul 21. Dragii mei, în cei aproape 25 de ani de slujire creștină, am învățat și lucrul acesta. Când se rezolvă o dispută apărută între frați prin faptul că oamenii recalcitranți se potolesc doar, aceasta nu va ține mult, ci mai devreme sau mai târziu, creștinii aceștia, numai potoliți temporar, vor izbucni din nou într-un mod și mai violent. Soluția pentru astfel de oameni este o pocăință profundă care presupune o schimbare a minții și aduce și o transformare a inimii, în alt fel ei vor rămâne doar ca niște vulcani stinși pentru un timp, gata să erupă din nou și mai puternic, așa cum vedem scris în Cartea Faptelor. Așa sunt oamenii doar pe jumătate izbăviți, problematici și cauzatori de probleme. Iar unul dintre motivele pentru care ne aflăm astăzi în această situație este că am dorit să fugim de astfel de certuri de partide. Din păcate, ele mai continuă până în ziua de azi, chiar și de la distanță, cauzate de același tip de oameni. Locul pe care l-am citit din Cartea Faptelor ne arată în mod clar că așa a fost de la început, iar Satana s-a folosit tot timpul de oameni dinăuntru pentru a încerca să oprească lucrătorii și lucrarea lui Dumnezeu. Oamenii despre care este scris aici că doar s-au potolit, au ajuns apoi să meargă pe urmele lui Pavel ca să impună noilor convertiți dintre națiunile lumii legea lui Moise și tăierea împrejur, stricând astfel lucrarea sa, așa cum s-a întâmplat în provincia Galatia. De aceea, apostolul Pavel nu este deloc scurt în cuvinte atunci când vorbește de ei. Așa cum este scris în Galateni, capitolul 5, versetul 10. Eu, cu privire la voi, am în Domnul încrederea că nu gândiți altfel. Dar cel ce vă tulbură va purta osânda oricine ar fi el. Cât despre mine, fraților, dacă mai propovăduiesc tăierea împrejur, de ce mai sunt prigonit? Atunci pricina de potignire a crucii s-a dus și schilodească-se odată cei ce vă tulbură. Sunt cuvinte, bineînțeles, foarte dure, pronunțate de apostolul Pavel, însă și dimensiunea stricăciunii pe care acești oameni o aduceau în Biserica lui Hristos era pe măsură de mare. De aceea, apostolul se opune, îi dă pe față și nu ezită să le ceară galatenilor să respingă în mod total această nouă impunere a vechilor tradiții evreiești. Acestea fiind spuse, de la versetul 19 ne mutăm în celălalt plan al cărții Faptelor, cel al lucrării dintre neamuri, pentru a vedea cum a intrat efectiv în slujbă apostolul Pavel și ce nume li s-a dat primilor ucenici, singurul nume care se găsește în Scriptură, cel de creștini. Cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și propovăduiau cuvântul numai iudeilor. Totuși, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Isus. Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și i-a îndemnat pe toți să rămână cu inima hotărâtă, alipiți de Domnul. Căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință. Și destul de mult norod s-a adăugat la Domnul. Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să-l caute pe Saul și când l-a găsit, l-a adus la Antiohia.
Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâia dată, ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. Așadar, prima răspândire a Evangheliei în alte provincii are loc aici, cuprinzând Fenicia, adică zona din jurul orașelor Tir și Sidon, în Libanul de azi, la nord de Israel, apoi insula Cipru și Antiohia, un oraș de pe malul Mediteranei, la circa 400 de kilometri nord de Damasc, în Turcia de astăzi, ce va deveni centrul răspândirii Evangheliei în Asia Mică, între vorbitorii de limba greacă, cea mai folosită în estul Imperiului Roman. Deși la început creștinii evrei, fugiți din cauza persecuției, le vesteau Evanghelia doar celor de aceeași naționalitate cu ei, aflați în diferite orașe, în Antiohia au existat totuși unii care au avut îndrăzneala de a le vorbi și grecilor, fiind însoțiți de Domnul în această inițiativă, așa cum este scris în versetul 21. Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Lucrurile au fost coordonate de Duhul Sfânt în așa fel încât trimișii acestora la Ierusalim au sosit imediat după ce Petru le povestise întoarcerea lui Corneliu și a celor din casa lui la Dumnezeu. În felul acesta n-au mai existat discuții dacă pot fi primiți în biserică și oameni din alte naționalități în afară de cea evreiască. Din nou apare aici în prim plan Barnaba, fiul mângâierii, cel care își vânduse ogorul, apoi l-a introdus pe apostolul Pavel în mijlocul ucenicilor care încă se mai temeau de el. În plus, aici mai este scris despre Barnaba încă un lucru, și anume faptul că era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință. Dragii mei, acestea sunt trei calități absolut necesare oricărui om chemat să fie un slujitor al Domnului. Să fie un om de bine, adică să aibă o bună mărturie față de cei din afară, să fie plin de Duhul Sfânt, nu doar să fi trăit un botez cu Duhul, ci să continue în plinătatea Duhului Sfânt și, în al treilea rând, să fie un om plin de credință, fără de care nu se poate înainta în lucrarea Domnului. Așadar, Barnaba este trimis de biserica din Ierusalim la Antiohia pentru a vedea cum stau lucrurile acolo, iar în acel loc el face două lucruri. În primul rând, îi îndeamnă pe toți să rămână cu inima hotărâtă, alipiți de Domnul. Cu alte cuvinte, îi întărește în credință prin cuvântul Domnului, îi zidește, îi edifică spiritual pe temelia credinței ce a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. În al doilea rând, Barnaba continuă și vestirea Evangheliei, astfel încât este scris că destul de mult norod s-a adăugat la Domnul. În felul acesta, biserica din Antiohia a crescut atât spiritual cât și numeric și a devenit centrul vestirii Evangheliei în toată regiunea Asiei Mici și în Imperiul Roman de răsărit. Din acel loc, Barnaba, călăuzit de Duhul Sfânt, își amintește de chemarea pe care Domnul i-o făcuse lui Pavel de a vesti Evanghelia în mijlocul neamurilor și se duce, după acesta, să-l caute la Tars. Între orașul Tars și Antiohia sunt aproape 250 de kilometri, mergând spre nord-vest, mai în profunzimea regiunii denumite atunci Asia Menor sau Asia Mică. De acolo, cei doi frați și tovarăși de slujbă se întorc în Antiohia, unde petrec împreună un an, întărindu-i în credință pe creștinii aflați în prima biserică dintre neamuri. Așa cum este scris, un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. De asemenea, tot aici este menționat și faptul că ucenicilor Domnului li se dă pentru prima dată și în același timp și pentru ultima oară o denumire care este menționată în Scriptură, și anume cea de creștini. Nimic mai mult decât atât nu a fost atribuit în dreptul ucenicilor Domnului. Ei nu au fost cunoscuți sub un alt nume în tot timpul primelor secole ale istoriei bisericii. Ultimele patru versete din acest capitol 11 relatează o întâmplare nu lipsită de importanță, și anume vizita unor proroci din Ierusalim, în mod special a unuia numit Agab, care a prorocit o foamete. Citim de la versetul 27.
În vremea aceea s-au coborât niște proroci din Ierusalim la Antiohia. Unul din ei, numit Agab, s-a sculat și a vestit prin Duhul că va fi o foamete mare în toată lumea. Și a și fost, în adevăr, în zilele împăratului Claudiu. Ucenicii au hotărât să trimită, fiecare după puterea lui, un ajutor fraților care locuiau în Iudeea, ceea ce au și făcut și au trimis acest ajutor la prezbiteri prin mâna lui Barnaba și a lui Saul. Versetul 27 vorbește despre niște proroci care au venit din Ierusalim la Antiohia. Este foarte clar că aceștia erau proroci creștini și că veneau din biserica aflată acolo, în Ierusalim. Precizez acest lucru pentru că unii au spus că aici era vorba despre niște proroci evrei care lucrau încă după legea Vechiului Testament. Lucru total absurd, pentru că legea încetase să mai fie în vigoare odată cu începutul epocii bisericii. Mai târziu, când vom ajunge la capitolul 13, vom vorbi mai pe larg despre acest subiect al prorociei în vremea bisericii creștine. Revenind la textul citit, este clar faptul că Agab era un proroc creștin, dat fiind că este scris că el a prorocit prin Duhul că va fi o foamete. De aceea ne putem da seama, fără dubiu, că era un creștin, dat fiind că Duhul Sfânt încetase să mai lucreze în mijlocul evreilor neconvertiți ca să le dea lor prorocii, ci el lucra doar în biserica Domnului, peste care se revărsase la cinzecime și în mijlocul căreia continua să-și facă simțită prezența. Aici vedem și un exemplu al felului în care arată o prorocie adevărată în biserică. Scurtă, clară și la obiect, însoțită apoi de împlinirea ei ad literam. Unul dintre ei, numit Agab, s-a sculat și a vestit că va fi o foamete mare în toată lumea și a și fost, în adevăr, în zilele împăratului Claudiu. N-a fost loc de niciun dubiu, de nicio interpretare personalizată, ci prorocia a fost clară, s-a spus despre faptul că va fi o foamete și biserica a fost pregătită în felul acesta pentru a-i ajuta pe cei care urmau să se afle într-o nevoie urgentă. Această foamete, despre care textul biblic arată că s-a întâmplat în vremea împăratului roman Claudius, este un fapt istoric datat între anii 45 și 46 după Hristos, așadar putem stabili că în acest punct al relatării din Cartea Faptelor ne aflăm la circa 15 ani de la moartea și învierea Domnului Isus. Este o fixare în timp a evenimentelor la aproximativ 15 ani după cinzecime, după începutul bisericii creștine. Ca dovadă de dragoste frățească, creștinii greci din Antiohia colectează un ajutor financiar pe care apoi îl trimit fraților lor evrei din Ierusalim prin apostolii Pavel și Barnaba. În acest fel are loc cea de-a doua întâlnire a apostolului Pavel cu ceilalți apostoli aflați în Israel. După toate probabilitățile, Pavel a petrecut în Tars în jur de 13 ani, dat fiind că de acolo a mers la Antiohia, unde a stat un an, după cum am citit, iar apoi se duce la Ierusalim împreună cu Barnaba ca să ducă ajutoarele fraților. Așadar, este vorba despre două întâlniri cu apostolii din Ierusalim, între aceste două evenimente fiind un interval de 14 ani, așa cum este scris în Galateni, capitolul 2, primele două versete. După 14 ani, m-am suit din nou la Ierusalim împreună cu Barnaba și am luat cu mine și pe Tit. M-am suit în urma unei descoperiri și le-am arătat Evanghelia pe care o propovăduiesc eu între neamuri, îndeoseb celor mai cu vază, ca nu cumva să alerg sau să fie alergat în zadar. Ce este de remarcat în acest loc, încă o dată, este timpul relativ mare pe care l-a petrecut apostolul Pavel în așteptare, înainte de a intra efectiv în slujba sa de misionar în toate regiunile Imperiului Roman, așa cum fusese anunțat în momentul întoarcerii sale la Domnul. Așadar, au trecut 14 ani, majoritatea petrecuți în orașul natal, Tars, până când apostolul să-și înceapă prima sa călătorie misionară. Dragii mei, Domnul niciodată nu se grăbește. Iar atunci când este vorba de a-și pregăti slujitorii, el dedică timpul necesar
pentru fiecare dintre ei. Astfel este scris despre Moise că Domnul l-a ținut 40 de ani ca păstor în deșertul Madianului, până când acesta a putut să conducă poporul Israel pe drumul eliberării din robia egipteană. De asemenea, pe David l-a trecut printr-o îndelungată perioadă de persecuție, după ce mai întâi fusese uns ca rege al lui Israel, el a trebuit să sufere persecuție din partea lui Saul și să fugă chiar în teritoriul filistenilor, înainte de a ajunge să domnească peste poporul său. Putem vedea astfel că adevărații slujitori ai Domnului sunt pregătiți de el în școala sa, stând în singurătate cu el și învățând lecția cea mai prețioasă a smereniei înainte să ajungă să fie folosiți în slujba sa. De aceea nimeni n-ar trebui să se îngrijoreze dacă știe că a fost chemat la o slujire publică, dar aceasta încă întârzie să înceapă. Unul dintre motive poate să fie că Dumnezeu încă mai are de lucrat în inima slujitorului său. Rămâne pentru fiecare om chemat acest mare adevăr că adesea noi ne preocupăm de lucrarea noastră pentru Domnul, în timp ce El este interesat mai întâi de lucrarea sa în inima noastră. Domnul să se îndure și să ridice cât mai mulți astfel de slujitori după inima sa în vremea aceasta în care secerișul este atât de mare, iar lucrătorii atât de puțini. Aici ne oprim cu studiul capitolului 11 din Cartea Faptelor pentru a vedea câteva concluzii și aplicații ce se desprind din acest text și care au mare importanță pentru vremea noastră. În primul rând, trebuie să învățăm foarte bine faptul că oricine se naște din nou trebuie să-și lase în urmă tradiția sa religioasă și să aibă grijă în același timp să nu îmbrățișeze cumva una nouă. Dragii mei, noi suntem chemați să ne întoarcem la Dumnezeu, nu să schimbăm o religie cu alta nouă. Domnul Iisus însuși nu a venit să instituie o nouă religie, ci să-i cheme pe oameni la sine să fie ucenicii săi și să se conformeze cuvintelor sale, nimic mai mult decât atât. În vremea slujirii sale publice pe acest pământ, Domnul Iisus le-a reproșat oamenilor religioși de atunci că erau mai mult interesați de datinile și obiceiurile lor religioase decât de realitatea spirituală a inimilor lor. Cea mai strictă grupare religioasă, cea a fariseilor, care respectau în detaliu legea lui Moise, această grupare așadar încerca să se apropie de Dumnezeu pe calea tradiției religioase, dar în același timp era vorba de oameni neschimbați, plini de răutate în inima lor, așa cum îi demască Domnul. Voi, fariseii, curățați partea de afară a paharului și a blidului, dar lăuntrul vostru este plin de jefuire și de răutate. Nebunilor, oare acela care a făcut partea de afară n-a făcut și pe cea dinăuntru? Dați mai bine milostenie din lucrurile dinăuntru și atunci toate vor fi curate. Dar vai de voi, fariseilor, pentru că voi dați zeciuială din ismă, din rută și din toate zarzavaturile și dați uitării dreptatea și dragostea de Dumnezeu. Pe acestea trebuia să le faceți și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Pentru farisei exista această mare problemă a afișării unei evlavii exterioare în conformitate cu, repet, cea mai strictă tradiție religioasă, în același timp în care inima lor continua să fie netransformată, plină de răutate, plină de păcat. Dragii mei, și astăzi este foarte simplu pentru un om să se îmbrace la costum, să-și dea contribuția la biserică și să se arate foarte evlavios în fața celorlalți. Dar lucrul cel mai important este ceea ce vede Domnul în inimă, acolo unde El preferă să privească. Pe Domnul Iisus nu-L interesează cât de fidel a fost cineva prevederilor tradiției sale religioase, cuprinsă în diverse cărți sau statute, ci El este interesat de curăția de inimă, de sfințenia practică a vieții, de umblarea zilnică în neprihănire. Tradițiile religioase nu fac altceva decât să cauzeze și mai multă diviziune în trupul Domnului, iar dacă ele n-ar mai exista, atunci probabil că am avea o altă viziune asupra ceea ce înseamnă creștinismul.
Bineînțeles, nu-mi fac iluzii și știu că lucrul acesta nu se va întâmpla înainte de revenirea Domnului. Însă nimic nu ne poate împiedica pe fiecare, în mod personal, să trăim creștinismul așa cum este scris, fără adăugări făcute de-a lungul vremii. Domnul să ne ajute să depindem numai de El și să dăm la o parte tot ceea ce nu se supune cuvântului Său inspirat, Sfânta Scriptură, care este singura carte fără nicio greșeală. Restul sunt lucruri adăugate, tradiții ale oamenilor, datini și obiceiuri pe care cel credincios nu este sub nicio formă obligat să le împlinească. În al doilea rând, în locul acesta apare pentru prima dată numele de creștini. Dragii mei, este evident faptul că singurul nume lăsat în Scriptură pentru ucenicii Domnului este cel de creștini. Restul sunt doar denumiri adăugate, fără nicio bază biblică. Nimic mai mult decât atât. Creștini, ucenici ai Domnului, Scriptura nu recunoaște altceva și nici înaintea Domnului n-are nicio valabilitate vreun alt nume adăugat de oameni. Din păcate, de-a lungul veacurilor, oamenii au ajuns să-și pună denumirile lor lângă aceasta lăsată în Scriptură, cea de creștin. Bineînțeles că la început n-a fost așa, iar biserica a fost una singură în primele secole și de fapt a ajuns până la 1054 să fie vorba tot de o singură biserică. Este adevărat că în mare parte ea era căzută și amestecată cu păgânismul popoarelor în care se extinsese, dar era vorba totuși de o singură biserică creștină, de un singur nume, cel de creștin. După aceea, dezbinarea a continuat și, din păcate, deși reforma a însemnat o întoarcere la originile creștinismului, care este unul singur în Scriptură, dezbinările au continuat să apară și să se diversifice, ducând la formarea altor noi grupuri creștine, denumite după fondatorii lor sau după învățătura pe care au adoptat-o. De aceea, în zilele noastre, la 5 secole de la reformă, avem zeci de mii de denominații și de grupuri creștine, fiecare alcătuită în jurul unei tradiții și respectând o anumită ierarhie, iar soluția la toată această diversificare, la toată această dezbinare în mijlocul creștinismului, cea propusă de către papă, este unirea prin ecumenism. Cu alte cuvinte, revenirea în unitatea cu catolicismul, lucru care a fost adoptat de către foarte mulți dintre protestanți și chiar și de către o parte din evanghelicii din Occident. Nu este nicio îndoială că și la noi în țară se merge pe același drum al ecumenismului. Chiar dacă lucrurile nu sunt atât de clare astăzi, vom vedea lucrul acesta în cursul vremii, așa cum spune Domnul. Revenind la simplitatea descrisă în Cartea Faptelor, cred că mai este posibil și astăzi să avem acest unic fel de creștinism. Aceasta este încercarea mea personală și a noastră, a fraților cu care avem părtășie prin Duhul Domnului. De aceea nici nu avem vreo altă denumire decât cea de creștini și ne rugăm Domnului să ne ajute să fim într-adevăr ucenicii Săi, luându-ne crucea în fiecare zi și urmându-L pe El. Nu este vorba aici de vreo pretenție de superioritate. Domnul să ne ferească de așa ceva, ci doar de simpla încercare de a ne conforma în totul la ceea ce a rămas scris pe paginile Sfintei Scripturi. Suntem doar creștini, nimic mai mult, și invităm pe toți cei care au avut o adevărată naștere din nou să revină la acest mare adevăr ce ne-a fost lăsat pe paginile Noului Testament. Respectându-i în continuare pe cei care au alte opinii, noi alegem să ascultăm doar de Domnul, fără a intra în dependență de organizații omenești și ne dorim ca Dumnezeu să nască biserici sănătoase în toată țara aceasta, care să-i se închine numai Lui, în duh și în adevăr, în curăție de inimă. În mod cert, trebuie să existe o biserică în care creștinii să se poată reuni în închinare. De aceea, bineînțeles, nu încurajez pe nimeni să stea acasă, să se izoleze și să rămână singur, ci să caute părtășia cu alți frați sfinți, iar în cazul în care nu există așa ceva în localitatea lui, să facă efortul de a merge până la cea mai apropiată biserică biblică, chiar dacă aceasta ar fi la sute de kilometri distanță.
Ne rugăm ca astfel de biserici sănătoase, în conformitate cu Scriptura, să existe pe tot teritoriul țării și în afara ei. Aceasta nu înseamnă însă că vrem să creăm un nou brand cu o nouă denumire străină și ciudată, cum este la modă astăzi, ci vrem să existe adunări sfinte, independente de organizațiile omenești, dar dependente de Domnul și în ascultare față de slujitorii rânduiți de El prin Duhul Sfânt. Domnul să ridice astfel de biserici și astfel de slujitori care să asculte doar de El, să trăiască în sfințenie, să fie oamenii smeriți, pregătiți în școala Lui și să poată să fie folosiți pentru vestirea Evangheliei și edificarea bisericii creștine. Dumnezeu să se îndure și să ne asculte rugăciunea, pentru a da în felul acesta o alternativă biblică atât celor care s-au săturat de idolatrie, cât și celor care au obosit să repete mereu aceleași programe religioase, fără duh și fără viață. Am dori, prin Duhul Domnului, să putem vedea și în vremea din urmă Biserica Domnului asemănătoare cu vremea ei de început. De aceea am început acest studiu din Faptele Apostolilor și dorim ca modelul acesta să fie singurul după care să ne ghidăm, iar Domnul să lucreze în așa fel încât astfel de biserici să existe și să se zidească prin Duhul Sfânt, prin cuvântul Său. Domnul să ne ajute pe toți cei care Îl urmăm să ascultăm numai de ceea ce a fost scris, de cuvântul Lui cel Sfânt și să-I slujim cu dedicare până când El va reveni. Slăvit să fie numele Său în veci. Amin.